Victor m-a impresionat cu puterea și determinarea sa atunci când alege să urmeze un anumit ideal. El este antreprenor. Voi cine sunteți? Și prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? Da, uite, chiar e o întrebare pe care mi-o pun destul de frecvent, pentru că, în esență, pe cine admir, cumva, este sămânța ceea ce vei deveni, probabil, știi? Sau direcția în care mergi, nu? Da. Și primul om care mi-a venit în minte când am văzut întrebarea asta, chiar dacă nu mai este în viață de vreo 2000 de ani, este Marcus Aurelius. Mi se pare că, mă rog, am citit memoriile lui, Meditații către mine însumi, și mi E un s-a... stoic, parcă. Cum? E un E un stoic. stoic, da. Bineînțeles, curent cu care probabil că și tu ești familiar și... da, e un stoic și m-a ajutat cumva să am o vedere mai ponderată asupra valorilor, știi, care vin în viață. Știi, cumva ai succes, te super bucuri, ai eșec, ești dărâmat, știi. Chestia asta m-a ajutat și în niște momente mai grele. Că am, de curând, mă rog, acum un an i-am pierdut pe părinți amândoi, știi, și chestia asta e destul de... ți-o dă un pic la rădăcină și e important cumva să ai o viziune din asta Macro. mai macro, da, și să dai seama că până la urmă suntem niște firimituri într-un ocean și să ne bucurăm de momentul nostru sub soare, să nu ne bagățăm prea tare de nici de cât de important suntem, cât de mult succes avem sau nici să fim prea disperați atunci când norocul nu ne mai surâde. Asta e primul lucru la care m-am gândit când am văzut întrebarea Da. cu așa, dar mai am și alte persoane pe care le admir și sunt în jurul meu, să zicem așa, și le admir pe anumite bucățele, să zicem așa. De exemplu, am o prietenă bună, Andreea, care reușește să îmbine foarte bine partea asta de familie cu partea profesională și are un echilibru care mi se pare aspirațional, să zic așa, adică Da. echilibru mi se pare că e un concept cu care îmi place să lucrez, mai ales că nu sunt foarte consecvent ca persoană, adică sunt genul de persoană care am niște push-uri foarte mai puternice și ulterior tind să mă detașez destul de mult și să mă relaxez și poate de-aia îmi plac oamenii care fac lucrurile așa într-un mod mai echilibrat. Mai am și, să zicem, oameni pe care îi admir din zona de business. Așa pe bucățele, de exemplu, îmi place Richard Branson, dacă e să nu luăm de la noi de afară, că și-a creat așa un lifestyle care e foarte fain, adică a pus sămânța pentru mai multe companii pe care nu le controlează și asta mi se pare o idee foarte mișto, dar în care și-a adus aportul lui Valori de valoare, exact. Și mai sunt și local antreprenori. Este tipul care a fondat City Grill, care acum scapă numele lui, dar îmi place foarte mult business-ul pe care l-a creat și faptul că a reușit să facă o afacere care să se ridice dincolo de... să ridice nivelul pieței, practic. Da. Făcut un fel de McDonald's al restaurantelor și asta mi se pare o idee foarte mișto și faptul că a reușit să creeze niște structuri în care oamenii să fie mai buni decât ar fi într-un cadru din ăsta foarte lax. Deci, într-un restaurant, dacă nu ai niște proceduri, cum abordezi clienții, cum asta, e probabil tind să ai un livrabil nu foarte omogen. Da. Cam astea sunt persoanele Super. așa la care m-am gândit în prima fază. Ok. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Întrebarea asta e un pic descumpănitoare pentru că mă simt într-un punct în care, ok, am avut un moment de mare awareness undeva prin zona de 2013, Da. Toți ultimii ani. când eram exact ultimii ani, când eram foarte conectat și chiar dacă începusem un business nou și nu știam exact direcția în care o să meargă, aveam foarte mare încredere așa Da. și eram și mult mai deschis. Acum, în ultima perioadă, poate și datorită problemelor de care ți-am povestit,
Simt așa cumva că m-am fost preluat așa de o rutină și la asta lucrez acum. Și în ultimele săptămâni, să zic așa, poate luni, am lucrat cumva la am regăsit conectarea asta cu mine, pentru că atunci când sunt foarte prins în business, sunt foarte deconectat de la mine, știi? Adică dacă nu mai am te detașat de propria persoană. Exact, de cum mă simt eu, cum mă face chestia asta să mă simt, are sens direcția în care merg, valorile pe care le-am identificat la mine și la ce vreau să văd în jurul meu, le scot în față sau sunt doar niște chestii despre care la un moment dat vorbeam și acum poate nu mai le dau atenție. Astea sunt întrebările pe care mi le pun, iar obiceiurile pe care le folosesc, în general, țin de zona asta de sport, adică, în general, cam minim 5 zile pe săptămână fac sport. Dacă nu dimineața, sunt pe munte, înseamnă și fac toată ziua, dar în general fac dimineața. Fie are alergare, fie gym, fie yoga. Cu meditația am cochetat și am experimentat niște... Am avut niște experiențe mai intense pe zona asta de meditație, în sensul în care am fost chiar la un retreat de Vipassana, 10 zile, probabil ți-e familiar și asta. Da, da, da. Am mai fost și la un templu Zen în Japonia, acum 2 ani jumate, înainte de Vipassana și acolo am vrut să stau 3 zile, după 2 zile jumate n-am mai rezistat, pentru că era, nu știu, poate nu am fost ok să stau cu mine în atâta perioadă, pentru că ei nu vorbeau engleză și toată ziua nu făceam decât să mă trezesc pe la ora 3, mergi să medităm dimineața și apoi să fac curățenie prin curte. Eram un fel de Karate Kid. Și Victor San. Cum? Victor San, exact. Și apoi am fost la Vipassana anul trecut, tot așa în contextul în care aveam niște provocări majore personale. Și m-a ajutat cumva să am o detașare, dar în același timp a fost o experiență poate un pic cam agresivă din punctul meu de vedere. Adică am simțit-o versus nivelul meu de, să zicem, meditație, pentru că mai practicam on and off destul de constant, așa, chiar la un templu Zen din București. Există undeva pe la Tristor. Mergeam de câteva ori pe săptămână și, mă rog, ce e comun în zona asta de Zazen și de Vipassana e cumva că se pune accentul pe a avea o poziție destul de stabilă, pe a nu te mișca și a ține acea poziție o perioadă mai lungă. În Zazen se ține 40 de minute în două sesiuni, adică o oră și 20 de minute, cu o mică pauză de meditație în mers la mijloc. Iar la Vipassana sesiunile sunt cam de o oră. Ei nu pe toate le poziționează ca fiind să nu te miști deloc, dar cred că ajută. Mă rog, meditația, la momentul ăsta, e un obicei pe care îl folosesc, dar fiind o persoană mai dinamică, la un moment dat simt nevoia să meditez în activitate. Și o activitate pe care o am, care mă ajută cumva să mă detașez de gânduri, este alergarea montană. În sensul în care mai ales pe coborâre. Pentru că dacă alerg foarte tare și nu sunt prezent, se întâmplă lucruri nasoale, știi? Și atunci trebuie să... Adică e o zonă cumva în care ești forțat să fii acolo. Exact. Am avut o perioadă mai lungă, prin 2013, când spuneam că am avut așa, practic, un high, acum simt că sunt un pic într-un... Nu chiar un low, dar într-o zonă de coborâre, un pic, exact. Dar în perioada aia făceam foarte multe maratoane montare, adică am făcut undeva la vreo, cred că 13 sau 14 într-un an. Și mă simțeam foarte bine, știi? Adică chiar dacă maraton montan în sine e un exercițiu destul de intens și consumator de resurse, adică după maraton, de obicei, câteva zile ai nevoie să te refaci, să poți să chiar să mergi corect. Da, cam în direcția asta, ca obicei. Deci sportul e un obicei pe care mi se pare că mă ține cumva sane, să zic așa, sănătos. Atenția la alimentație, iarăși e unul dintre lucrurile pe care, că sunt destul de sensibil cu stomacul și am observat că dacă mănânc chestii care nu-mi fac bine, atunci
Da, dar cred că are legătură și cu awareness-ul, știi? Pentru că dacă sunt conștient când mănânc, atunci în momentul ăla simt dacă e ceva ce îmi face bine sau nu. Da. Și, în general, nu știu dacă am chestia asta din copilărie sau de când o am, dar tind să mănânc tot din farfurie, știi? Și asta mi se pare că nu e o problemă. Adică am ideea asta de a nu avea risipă, știi? Și din ideea de a nu avea risipă, mănânc și chestii de multe ori, că nu sunt conștient, care poate nu îmi fac bine, știi? Și cred că ideea de awareness și în mâncare care este... Da. Și cred că cititul, iarăși, e un obicei care cumva te ajută să te detașezi din ideea în care, ok, poate citești ceva beletristică și intri în pielea altui om, sau citești niște chestii din asta de dezvoltare personală care te ajută să-ți analizezi un pic modelele mentale. Ok, tare. Dacă ar fi să vezi pe cineva un concept sau lucru, care ar fi acela? Bună întrebare asta. Chiar vorbeam de bună zi cu o tipă cu care am avut așa o sesiune de coaching. Okay. Eu îi vrând, să zic așa, într-un format nu foarte formal. Fiind facilitator la programul de antreprenoriat despre care îți vorbeam, da. O parte din oamenii de acolo doresc să continue cumva comunicarea cu tine după program și să îi ajut să facă niște schimbări în viața lor. Și discutând cu ea o bună bucată de vreme, mi-am dat seama că, într-adevăr, conceptul pe care mi-ar fi plăcut să pot să-i transmit, nu știu în ce măsură s-a realizat acest lucru, a fost ideea de a crea o structură, nu? De a crea o bază, plecând la ideea asta de obiceiuri. Adică să-ți setezi niște chestii care pe tine te ajută să ieși din minte. Fie că e vorba de meditație, că e destul de la mod acum, fie că e vorba de alte activități care merg în direcția asta. Dar mie mi se pare util acest exercițiu pentru că te ajută să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă când revii, să zicem, în același loc. Pentru că e ca și cum ai făcut curățenie și apoi poți să construiești cumva pe un spațiu mai liber, știi? Și cam asta este, să zicem, principalul concept pe care mi-ar plăcea ca să pot să transmit mai eficient altora. Ok. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Investiții de orice fel, nu contează financiar, orice simți, da. Energetic. Ce simți tu? Cred că cea mai mare investiție a mea care a dat roade este cea pe care am făcut-o în 2009, când am mers pe direcția de antreprenoriat. Da. Până la acel punct eram angajat și simțeam așa că nu există o aliniere în ce fac. Și în echipele în care am lucrat, din nefericire, pentru momentul ăla, dar poate din fericire, cum au mers lucrurile ulterior, nu am găsit chestia asta, nu era o aliniere, nu exista un leadership cu substanță. Și asta m-a făcut cumva să ne găsim chestiile care pe mine mă preocupau, m-a făcut să caut, să construiesc eu ceva și din ideea asta am început calea antreprenorială. O investiție care inițial a fost destul de costisitoare așa pentru partea asta emoțională, mai ales pentru că eram obișnuit cu un anumit nivel salarial și începuturile au fost grele. Și atunci a fost destul de traumatizant cumva așa pentru mine. Adică un an a fost o chestie de a cunoaște, plecând de la un salariu foarte bun, fiind angajat, și să zicem, nu era un nivel de efort foarte mare. Am ajuns într-o zonă în care trebuia să depun destul de mult efort și partea financiară s-a lăsat așteptat o bucată de vreme. Dar, mă rog, nu mi-a fost ușor în sensul în care chiar mă gândeam, m-am gândit de câteva ori să mă reangajez, exact, adică... Dar, nu știu, efectiv am perseverat și au fost și anumite experiențe care m-au ajutat să conștientizez faptul că am resursele necesare să merg mai departe. Una dintre experiențe este chiar pe Pretec, programul despre care îți vorbeam. Da.
pe care în 2012 când l-am făcut, m-a făcut să realizez că atunci când mă apuc efectiv de ceva, realmente găsești resursele pentru a gestiona planul. Exact. Cam asta a fost, să zicem, cea mai mare investiție pe care am făcut-o și care simt că m-a ajutat cel mai mult, pentru că din ea s-au răsfrâns multe altele, adică am mers pe ideea de a fi ok cu mine și de a mă cunoaște mai bine și de a mă dezvolta, pentru că mi-am dat seama la momentul ăla că dacă vreau să cresc un business sau o organizație care să aibă sens și să fie solidă, da, ar trebui ca în prima fază să lucrez la mine, pentru că ea va reflecta cumva chimia mea, adică ea o organizație ce este o oglindă foarte mare a antreprenorului din spatele ei. Și cumva acea investiție inițială m-a dus pe drumul ăsta, pe care ulterior am făcut și alte ramificații, să zic așa, în zona asta de dezvoltare, sub diferite forme, că e vorba de partea asta de awareness, că e vorba de mult mai mult călătorit, pe care partea de antreprenoriat mi-a permis-o, adică în ideea în care am undeva la poate 3 luni pe an. Anul trecut nu au fost chiar 3 luni pentru că am avut, ți-am spus, anumite probleme, dar în general cam 3 luni de zile sunt plecat, adică fac diferite călătorii și prin colțuri din lume în care mă ajută să văd că totuși suntem destul de similari așa în cum arătăm pe interior ca oameni. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu? Lucruri pe care oamenii îl consideră nebunesc și eu nu? Da. Poate modul la care mă raportez la risc. Asta observ, că majoritatea oamenilor preferă să rămână într-o zonă de confort. Și atunci când am făcut diferite dezvoltări în firmă, le-am făcut în general într-o zonă de... Nu știam cu siguranță ce se va întâmpla. Exact. Și câteodată am vrut să-mi asum niște riscuri pe care, slavă Domnului, nu a fost nevoie să mi le asum, în care mi-ar fi pus destul de mari probleme ca și business. Da. Ideea asta însă nu este numai în zona de business, ci și în partea personală, adică în partea asta de alpinism, să zic așa. Da. Am făcut anumite ture care pentru mulți au sunat așa de nebunești, să zic așa, în sensul în care am încercat niște urcări pe munte, n-am putut să mai urcăm, ne-a prins noaptea, am permit în zăpadă. Diferite experiențe din zona asta și cumva pentru mulți par nebunești, eu însă m-am bucurat de ele și faptul că sunt în continuare aici, deși am amici care au avut niște experiențe nasoare pe munte, în sensul în care unul dintre ei, din păcate, nu mai este cu noi, și un alt amic care acum este scaun cu rotile. Dar iarăși este un exemplu foarte important pentru mine. Pare a reușit să se preplieze și are o viață mai împlinită decât mulți amici de-ai mei. Sau, mă rog, oameni din jurul meu, chiar acum se căsătorește, adică și... Ce tare. Exact, e foarte echilibrat, așa, poate... Chiar Gabriel îl cheamă pe băiat. Gabriel. Dar cam asta ar fi, practic, ideea de asumare de riscuri, care pentru mulți... Poate ce fac depășește cumva nivelul pe care ei l-ar considera acceptabil și asta ar fi nebunesc, să zic așa. Ar fi, în definiția, ideea este. Înțeleg. Ok. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Asta e o întrebare faină pe care am mai întâlnit-o la Team Face. Da. De acolo. Cred că, ținând cont de fluctuațiile pe care le-am avut în ultima perioadă, aș spune că ideea că totul e schimbare și e ok. E ok și atunci când e bine, e ok și când nu e bine. Pentru că
Cred că atunci când nu ești la turație maximă, când nu ești, să zicem... Când nu ești... La turație maximă. Exact. Când, poate nu ești așa cum ți-ai dori. Poate te compari cu o versiune anterioară a ta sau poate te compari cu alte persoane pe care... Judeci, când te judeci. Când te judeci, da. Și te compari cu alte persoane și unde ai putea și tu să fii, în momentul ăla te... devalorizezi cumva și nici nu ești, nefiind ok cu tine, manifestând așa o rezistență față de ce ești și ce ai la îndemână în momentul ăsta, da. Și cu siguranță mai mult decât crezi și dacă te concentrezi pe lipsuri, probabil că nu vei reuși să vezi oportunitățile. Aș zice că, de fapt, aș pune pe un afiș totul e în regulă. Ok. Ce faci când nu ești focusat sau când te simți copleșit? Răspunsul asta este simplu și s-a întâmplat chiar marți acum. Motiv pentru care nu ne-am văzut marți și ne-am văzut astăzi este că m-am trezit marți dimineață și mi-am dat seama că n-am mai avut o evadare de ceva vreme. Lucrul cu care eu am obișnuit până acum ceva timp, dar acum m-am structurat mult mai mult în programul zilnic și... am uitat cam de chestiile astea care îmi dădeau mie spațiu. Și marți dimineața m-am trezit și mi-am dat seama că nu simt entuziasm pentru ziua aia. Și zic, păi ok, cum pot eu să am mai mult entuziasm azi? Și zic, m-am uitat pe vreme și m-am hotărât să merg la munte. Da, și am făcut o tură. Stai. De o zi și m-am întors și m-am simțit super ok. Ieri a fost o zi mult mai bună prin prisma faptului că mi-am urmat chemarea asta. Și astăzi mă simt foarte bine. Adică ce fac când simt foarte multă presiune și dezechilibru este să merg pe munte. O răspund destul de simplu. Ok, super. Dacă fericirea ar fi moneda națională, cum ai deveni bogat? Da, e o întrebare faină asta, așa, că de fapt te face să te gândești cam care sunt activitățile care îți provocă ție plăcere și care... Sau prin care faci, oferi. Sau prin care oferi plăcere, da. Îmi plac genul ăsta de discuții. Mi se pare că mă ajută să mă cunosc mai bine și să cunosc alți oameni. Chiar mă gândeam, înainte să mă sunt tu, chiar mă gândeam, zic, cum ar fi să fac genul ăsta de podcast, că m-ar ajuta cumva să comunic cu oameni dintr-o zonă aspirațională, să zic așa. Adică, ok, prin genul ăsta de activitate ai acces la oameni pe care, altfel, poate nu ai avea pretextul să-i cunoști. Deci partea asta de comunicare e un lucru pe care mi-ar plăcea să-l fac și să generez diferite... dialoguri pe teme relevante. Da. Pentru mine, să zicem așa, pentru că na, probabil că ar fi și pentru ei. Și o altă activitate pe care aș face-o ar fi să călătoresc. Lucru pe care îl fac și la momentul de față, dar poate aș face mai mult dacă ar fi monedă națională. Ok. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiență? Când am început prima oară, de fapt nu când am început prima oară, că primul business a fost prin 2009 și au existat câteva pivotări pe care le-am avut în actualul business de producție publicitară, mă refer, pentru că am mai avut un alt proiect de producție de hiking și camping. Pe actualul business, în 2013 m-am hotărât să dezvolt efectiv partea de producție, pentru că până la momentul ăla făceam servicii, făceam intermediere de producție publicitară. Ok. În 2013 m-am hotărât să intru în zona de producție efectiv și atunci, având și ceva finanțare guvernamentală, a trebuit să angajez niște oameni și am avut o destul de mare temere acolo, pentru că era o chestie long term, era o chestie de responsabilitate, de asumare pe care până la momentul ăla nu o avusesem. Și atunci mă gândeam, oare o să reușesc eu să țin oamenii ăștia angajați, să le dau salariu și să, efectiv, și să creez un mediu suficient de sănătos pentru ei,
să-i ajut cumva să se dezvolte, știi? Pentru că mi se pare că a angaja pe cineva e o responsabilitate foarte mare, că dacă locul pe care tu îl creezi nu este, nu știu, nu este la standardele pe care tu vrei să le faci, atunci poate oamenii s-ar dezvolta mai bine în altă parte. Și asta a fost o idee care m-a bântuit așa, să nu cumva să limitez pe cineva sau să nu poate să nu reușesc să le acopăr nevoile financiare. Asta a fost una dintre o altă problemă. A fost o frică cu care m-am dat un pic și sincer a fost surprinzător de mare recompensa ulterioară când am văzut că da, pot să susțin o echipă, da, pot să le ofer un mediu care să-i ajute să crească. Și a fost cu atât mai mare recompensa cu cât am văzut oamenii chiar crescând sub ochii mei, adică schimbându-și ușor-ușor sistemul de valori și mergând pe ideea asta de a se îmbunătăți și de a învăța noi lucruri despre ei. Asta a fost o recompensă mare pe care am avut-o. Alte frici poate au mai fost, nu știu, frica de necunoscut pe care o aveam înainte de a începe zona antreprenorială și pe care am depășit-o începând antreprenoriatul, dar și mergând pe munte. Câteodată merg pe munte singur și mă mai apucă frici din astea destul de adică nu sunt toate de luat în seamă, dar efectiv partea pe emoțională nu ascultă de rațiunea ta și atunci ce mă ajută să le depășesc este să merg mai departe, să mai deschid o ușă. Să văd ce e acolo. Am avut și niște întâlniri pe munte cu câini care m-au făcut de curând să-mi fie un pic teamă de câini. Wow. Da, pentru că fricile, cred că nu, avansând în viață, nu numai ne depășim frici, dar ne și apar altele, adică da. Cumva trebuie să fim conștienți de faptul ăsta și să vedem că, de fapt, e un lucru constant să ne uităm la fricile noastre și să nu ne lăsăm pe spate, să zicem, gata, depășit frica aia, sunt mai bun. Nu o să mai apară niciodată. Apar diferite chestii, nu? Am avut niște întâlniri din astea mai close call așa și chiar m-a făcut acum să fiu destul de marți când am fost pe munte, am întâlnit o stână și am văzut câinii și m-am oprit la momentul ăla. Și m-am gândit, zic, băi, totuși e o zonă destul de safe, adică pe aici circulă turiști. Sunt zone în care, nefiind mulți turiști, câinii sunt mult mai agresivi. Și din punctul meu de vedere, pe munte, cel mai mare pericol, poate subiectiv, pe care eu îl percep, sunt câinii de la stână. Da. Pentru că sunt foarte agresivi și marți, când am întâlnit stâna asta și am văzut că inima m-a oprit și am început să-mi bată inima destul de puternic. Da. Am fost un pic atent pe interior, am vrut să fiu conștient de senzație, să o accept. Erau și picioarele un pic moi pentru că nu mâncasem nimic, am vrut să fac tura asta pe stomacul gol, știi, fasted. Și mă simțeam așa un pic moale și pe picioare, știi? Și am analizat și senzația asta și am vrut să văd, ok, pot totuși să merg mai departe și să trec pe lângă ei. Și am făcut lucrul ăsta și după, mă rog, mergând pe lângă câini și nu avea nicio preacție, m-am gândit, zic, băi, uite cât de jos am pus acum ștacheta, știi, adică inițial, având-o foarte sus și având câteva experiențe, am scăzut-o, am zis, ok, pe ăsta e nivelul de risc pe care pot să mi-l asum din zona asta. Și sunt sigur că analogia asta este pertinentă pentru alte activități pe care le facem. Ne frigem odată și atunci scădem ștacheta și zicem, băi, nu e de mine, nivelul meu este cam aici. Cam asta este. Cred că, practic, înfruntarea fricilor ține foarte mult de a merge către ele, nu? Da. Atunci când ești... mă rog, și în meditație apar chestiile astea. Am avut niște experiențe interesante la Vipassana, când diferite modele mentale din copilărie, gen o idee că genul ăsta de meditație poate e un pic împotriva. Deși eu cumva nu sunt agnostic, nu sunt credincios ortodox practicant, deși caut să identific elemente valoroase în mai multe pe religie. Am căutat, am intrat și în comunități de protestanți, să văd exact cum se comportă și cum reușesc ei să aibă comunitatea așa de bine închegată.
am studiat și partea asta de budism, mă rog, yoga și așa mai departe. Cred că fiecare are lucrurile ei bune, dar când am fost la Vipassana în cele 10 zile în care eram într-un mediu foarte controlat de altcineva, lucru cu care nu sunt confortabil, și asta e, iarăși este o altă frică de a intra într-un loc în care e controlat de altcineva, acolo am avut niște zbatere așa, în sensul în care mi-era teamă că ok, poate ce fac aici nu e chiar ok, poate dezvăluie niște forțe care nu sunt prietenoase, știi, și am pus lanterna, știi, pe chestiile astea, pe fricile astea, am vrut să le observ, să văd, băi, hai să vedem. Care-i treaba pe ele? Dacă ies la lumină, ele stau în picioare sau sunt niște construcții mentale din astea low, care se ascund pe sub pietre și din când în când își mai fac apariția, știi? Și, da, cred că iarăși e o chestie continuă, adică ideea de a merge către frici, de a nu te feri de ele, nu? De a le observa și de a fi conștient că, băi, da, sunt acolo, exercită o influență asupra mea, dar sunt dispus să le înfrunt. Tare. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Da, uite, pe ideea asta de tuturor prietenilor mei, am încercat în general să nu împărtășesc aceleași idei cu toată lumea, pentru că diferiți oameni sunt deschiși la diferite aspecte ale vieții. Așa ca carte pe care am dăruit-o cel mai mult, chiar și tatălui meu am oferit-o, este Meditațiile lui Marcus Aurelius, despre care vorbeam mai devreme. Era chiar în momentul în care el se îmbolnăvise și am simțit așa cumva nevoia că să îi ofer o carte care poate să-i ofere o perspectivă, adică să înțeleagă că cu toții trecem prin viață și nu e nimeni care să rămână aici forever și că na, avem un anumit interval în care suntem aici și că până la urmă important este să ne bucurăm de atât cât e, nu? Adică de momentul actual și de ce ne oferă el și să nu ne gândim că mâine va fi mai bine când de fapt... Da, că de fapt să vezi viitorul că e într-o singură direcție, că nu poți să o iei decât în jos. Mm-hmm. Că până la urmă cu toții, de când ne naștem, o luăm în direcția aia. Și este chiar un citat de al lui Marcus Aurelius, care îmi place foarte mult și spune așa: cine cunoaște prezentul, cunoaște atât trecutul cât și viitorul, pentru că ele sunt același lucru, nu există diferență între ele. Și asta cumva este aliniat pe mai multe filozofii pe care le... Aplici? Le aplic în viața mea. O altă carte care mie mi-a plăcut foarte mult, dar care altora se pare că nu au avut la fel de multe câștigate de pe urma ei, este Puterea Prezentului, a lui Eckhart Tolle. M-aș fi așteptat să întâlnesc mai mulți oameni care să prezoneze cu idee prezentă acolo, dar mulți îmi spun că, băi, m-am plictisit, nu e pentru mine și așa mai departe. Adică, și ăsta e motivul pentru care mi-am dat seama că fiecare are anumite perspective și nu e obligatoriu ca ce funcționează la mine să funcționeze și la alții. Tare. Care fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar eșecuri? Eșecuri și reușite, ok. Da. Păi, partea de reușite, ca să încep cu ea, ar fi, aș atribui eu curajului. Curaj. Aș atribui eu inițiativei. Da. Ideea este de a mă arunca în... Necunoscut. Da, în proiecte pe care, sau în idei pe care nu le-am explorat și de a avea curajul de a depăși zona asta de confort. Asta cred că este principalul. Da, principalul okay. Care m-a ajutat. Iar partea de nereușite, probabil că m-ar fi ajutat să fiu mai perseverent. În ideea în care, așa cum menționam, căutând noul și căutând să înțeleg lucruri noi și să mă expun experiențe noi, atunci poate nu sunt la fel de consecvent. Da. Și asta e o idee pe care o
am legată de mine și cu care încerc cumva să mă împac sau să lucrez cu ea. Ok. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Dacă mâine aș pierde totul, ce aș face? Cred că aș face o pauză. Cred că aș face o pauză și m-aș gândi ce resurse am în jurul meu, pentru că cu toții avem resurse, indiferent că avem totul sau avem nimic, avem resursele necesare să obținem chestii și să oferim lucruri. Da. Și cred că ca să le identificăm, totuși avem nevoie de spațiu, avem nevoie de o pauză, astfel încât să nu fugim ca disperații încoace și încolo după diferite lucruri strălucitoare pe care le vedem în jurul nostru. Că de fapt problema nu este că nu ai nimic, problema este de fapt că nu ai o viziune, nu? Că nu ai o direcție. Că poți să ai material vorbind totul, dar să fie atât de instabilă baza încât lucrurile se pot schimba peste noapte. Și ideea că ai astăzi totul, iarăși, este de punctul meu de vedere înșelătoare. Adică, dacă e să facem o comparație și cu partea asta de bursă, să zicem așa, cum bursa este sus și cei care sunt pe val sunt priviți de oameni de succes, să zicem așa, știi? Și partea economică merge foarte bine, știi? Dar probabil că lucrurile se vor deteriora, atunci cei care au fost văzuți ca având succes, poate vor fi văzuți ca creând pe o bază șubredă. Cum era tipul de la Diverta, care avea grupul de filme, nu știu, Octavian Radu, dacă nu mă înșel. Aveau, dacă e să o luăm de parte de business, aveau un business de 300 de milioane, la un moment dat și ulterior, după criza, a ajuns, nu mai avea nimic. Adică, mă rog, în ideea în care e, știi, ușor să zici, băi, acum fac, acum am... Ideea este cât de sustenabil este ce faci tu, dacă ai o perspectivă pe termen mai lung. Și atunci, cumva, cred că dacă nu ai nimic, e cel mai bun loc din care poți să începi. Decât să ai ceva și să fii influențat într-o direcție sau în alta de diferite idei din jurul tău, care nu sunt personale și poate cu care pe termen nu rezonezi. Să simți că faci ceva care să aibă sens, să contribui până la urmă. Da. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Având în vedere că sunt destul de tânăr, pot să-mi dau și acum un sfat. Aș merge pe ideea de răbdare, să am răbdare. Și mi-a plăcut destul de mult ideea asta că subestimăm ce putem să facem pe termen lung și supraestimăm ce putem să facem pe termen scurt. Și de cele mai multe ori ne simțim dezamăgiți dacă nu avem niște proiecte pe termen scurt și nu suntem suficient de aliniați pe termen lung. Sfatul ar fi să am încredere și să am răbdare. Okay. Să-mi dau timp. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ceva? Cea mai bună metodă prin care o persoană... Asta e simplu. Să-și stabilească obiective. Pentru că majoritatea oamenilor vor... Ce-am întâlnit cel puțin, oameni care vor diferite lucruri, dar fiind atât de multe și nediferențiate, în general, nici nu poți să stabilești un drum ca să-ți atingi niște... targets. Niște ținte, exact. Pentru că, până la urmă, totul e atrăgător, știi? Și trăim într-o lume care cumva tranzacționează atenția noastră, nu? Și capacitatea oamenilor sau a afacerilor de a ne atrage atenția este răsplătită. Așadar, ea este tranzacționată. Așadar, tu ești foarte atacat cumva și viziunii tale nu este lăsat în spațiu să crească, pentru că este cumva din ce mai constrâns de gen, ia și mașina asta, ia și casa asta, o trebuie o iubită cu... Social pressure.
Exact. Călătorești, să mergi în zonele astea, știi, diferite chestii, spiritualitate, trebuie să te dezvolți aici, trebuie să fie asta, știi, și până la urmă, cred că dacă nu îți setezi tu pentru tine niște țeluri, până la urmă, care să se poată pune niște obiective. Da. Spre exemplu, eu când am făcut acel curs în 2012 de antreprenoriat, una dintre temele majore pe care le-am lucrat acolo a fost ideea de stabilire de obiective. Lucruri pe care cu toții le știm, dar realmente de a-l face nu prea îl fac foarte mulți. Ideea în care de a seta un obiectiv și de a-l urmări într-un mod conștient. Ok, da. Setezi un obiectiv care să fie foarte specific. Gen, eu am setat atunci să dezvolt partea asta de producție publicitară pe textil. Lucru cu care eu la momentul ăla nu aveam nicio legătură. Și mi-am stabilit ca până în 2015 da. Să fac niște pachiziții de utilaje. Da. Lucrul care s-a întâmplat cu un an mai târziu și într-o formă mai mică decât o stabilisem atunci, dar asta m-a ajutat cumva să... Adică, cu siguranță, dacă nu îmi stabileam obiectivul, nu eram aici. Adică a fost un parcurs care a necesitat ceva focus. Și ăsta este doar un exemplu. Cred că la fel poți să stabilești obiective și în zona personală. Adică poate vrei să ai familie, poate vrei să... Și atunci cumva poate, dacă stabilești un obiectiv în direcția asta, începi și acolo atenție. Relațiile pe care le ai, ce anume vrei să ai lângă tine ca partener. Știi? Și atunci îți... Având mai multă energie oferită în zona asta, probabil că îți va fi mai ușor să îți atingi obiectivul. Deci, concluzia este stabilirea obiectivelor. Înțeleg. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești și de ce crezi că a reușit? Dar ce e răspuns din ăla clasic, Richard Branson? Super! Păi, persoanele pe care le-am menționat la prima dată sunt aceleași pe care acum le-aș menționa la capitolul succes, nu? Adică ideea de a... A avea succes, din punctul meu de vedere, înseamnă să fii mulțumit cu ce ai obținut, cu ce ai. Și aici ar intra, iarăși, Andreea, despre care am vorbit, Gabriel, amicul meu, în scamul cu rotile, care mi se pare că are succes. Dar și persoane pe care nu le cunosc, gen, nu știu, te-am spus, Marcus Aurelius sau Eckhart Tolle, știi, care este, pare că... are un nivel de succes care transcede partea materială. Dar o și include, din câte am înțeles mai nou, pentru că am înțeles că are destul de proprietăți, adică nu este limitat de partea asta spirituală. Asta nu știu cât de sănătos e pentru ego-ul lui, dar... Rămâne la el. Da. Deci cam asta okay. Sunt persoane. Persoane care le-am... Care fie, de exemplu, Andreea care are pe echilibru, da. Fie Gabi care a reușit să treacă printr-o experiență semnificativă care probabil pe mulți i-ar fi dărâmat și a reușit să ia cei mai buni de acolo și să-și reclădească viața într-un mod echilibrat. Deci cam în zona asta de pe echilibru se rezolvă. Ok. Și ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Da. Mă gândesc că la întrebarea asta aș răspunde cu faptul că îmi doresc poate mai multe discuții, dialoguri semnificative. Meaningful. Exact. În ideea în care poți să vorbești cu o persoană niște aspecte de bază. Superficiale și să nu este nicio conexiune. Sau poți să vorbești cu o persoană lucruri care sunt mai intime, care necesită cumva un nivel de vulnerabilitate din partea acelei persoane. Mie, de exemplu, îmi place să vorbesc onest și să manifest vulnerabilitatea atunci când mă simt într-un spațiu ok, într-un spațiu care mă susține.
Și cred că mi-ar plăcea să primești genul ăsta de întrebări, nu știu, care a fost cea mai mare frică ta, care a fost momentul tău de bucurie cea mai mare, știi? Adică niște chestii care trebuie să sapi un pic în tine pentru ele și atunci cumva, scoțând niște lucruri mai intime, dezvolți o conexiune mai puternică cu persoana care îți pune întrebările astea. Și la fel, dacă și ea îți răspunde la... cu aceeași onestitate, atunci conexiunea e una foarte puternică. Tare. Mulțumesc, Victor. Mulțumesc și eu. Aici suntem.